Bine v-am găsit, stimați telespectatori, în ultimele zile, redeschizând seria de interviuri, m-am ocupat cu precădere de, nu atât de deschiderea anului școlar, că sună așa la parcă televiziunea după radio de pe vremea lui Ceaușescu, presa vremea lui Ceaușescu, ci de raportul dintre ce scrie pe hârtie, pe scrie care fac pe hârtie, și ce se întâmplă în realitate. Și în legătură cu alegerile, și în legătură cu alte realități, eu am plecat de la următoarea premisă. În România totul e frumos pe hârtie. Pe hârtie sunt programe electorale, programe de guvernare. La un moment dat, cum a și scris Bogdan Iacob, Viorica Dăncilă, nu mai țin minte, la un congres, a prezentat un program de guvernare cât un sfert, dacă îndeplineai din el, România era Elveția. La un congres, Liviu Dragnea, deși în 2016 au câștigat alegerile cu un program de guvernare, la un congres, nu mai țin minte care din ele, că a avut mai multe, la care el a fost confirmat ca șef, iar a prezentat o imagine a României. Nu de mult a avut loc la în grădină, la terasă, la clubul diplomatic, prezentarea programului ăla, programul de relansare și reziliență al guvernului, al PNL-ului, cu participarea special guest a lui Klaus Iohannis, cu măști. E un program, mi l-a adus Cora, că a fost acolo, e așa în țiplă, parcă e așa din nici acum l-am deschis. L-am pus acolo, am un dulap întreg cu cărți post-decembriști. Rezulta, cum am scris eu, din acel program, că cu banii care vor veni de la Uniunea Europeană, numai cu ea, se vor face autostrăzi, nu știu, am zis, vorba lui Răzvan Dumitrescu, nu mai aveam loc de autostrăzi, nici pietoni. Știu că Bogdan Iacu vine mulțumit că poți să vorbești în timp ce cântă cucu, nu poți să-l opresc. Că vine ea cu protecția păsărelilor și băi, ai oprit cucu, l-ai stresat. Bine, vorbesc, cântă ăla și nu trebuie să fii atent la el. Trebuie să-l, în timpul nopții, îl închid. Așa este. Deși, aia cu protecția păsărelelor, ar putea să mă facă probleme. Se va face și o poliție a păsărelelor. Ați văzut? Vela a făcut un proiect de ordonanță de urgență cu poliția animalelor și numai bine Vasilescu ăla se întâlnea cu clanul Dudenilor prin cimitir noaptea, și că e chemat. Adică imaginați-vă, l-a chemat Vela, că sigur l-a chemat Vela, că fac o paranteză. Doamne, să vină Vasilescu, șeful poliției. De ce, mă? Păi numai el poate să stea de vorbă cu șeful clanului Dudenilor. De ce? Păi ce, ăla nu discută, mă, cu oricine. Discută numai la nivel de șeful poliției. Băi, dar nu poate să ducă un adjunct de la poliția de sector, un trimis. Nu, nu. Clanul Duduienilor nu discută decât cu șeful. Bun. Și, păi, să vină la noi, la poliție. Ne, ne. Clanul Duduienilor nu vine la poliție. De ce? Nu vrea să vină. Și, păi, să veniți pe teritoriul nostru. Deci ați mai pomenit acest mai mare imbecil ca șef al poliției. Șeful poliției. Unu. Să duce să discute cu ea pe teritoriul lor. Să discute cu ea, auzi, nu cumva ca în timpul mormântării ăia să nu respecte regulile. Deci imaginați-vă că, nu știu, el când eram noi atunci închiși în case, venea șeful poliției la mine acasă, spunea ce, da. Domnul Cristoiu, am o rugăminte. Nu, dar nu venea ziua. Miezul nopții. Nu, mă sunați, mă, pot să stau de vorbă cu dumneavoastră. Da, zicea mea, numai la miezul nopții, că n-am timp. Bine, cioc, 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 pac, pac. Am o rugăminte a noastră. Dacă vreți să respectați regulile, că știți, nu e bine să nu respectați, noi am avea interes fie. Deci e limpede.
După asta, ca să vedeți, imbecil se lasă filmat. Păi șeful poliției, bă, lasă-o dracului, nu știu de cine, de clanul duduienilor, de 21 sfert. Păi când vin, cum mă, da, prima grijă este să nu te lași filmat. Se lasă filmat, ajunge la Cotroceni. Cotroceniu zice, na, stați de vorbă cu șeful poliției și, mă rog, demisionează, dar atenție, n-a demisionat cu un picior în fund. Că așa trebuia să demisioneze, când demisionează în democrație un tip sau când e demisionat sau când acceptă, demisionez deoarece recunosc greșeală. Nu. Demisionez deoarece a fost o campanie împotriva mea. Păi eu acum îl scoteam din poliție. Păi stai puțin, ai demisionat pentru că ai fost un idiot. Ai făcut de râs poliția din România. De fapt, s-a întâmplat în felul următor. L-a chemat la indicația premierului Vela și a zis, domnule, avem o problemă. Care, bă, e campanie electorală acum, dacă ea se bat pe stradă cu tare, aoleu, ce să ne facă? Și eu, Vela, sunt și ocupat. Acum ați văzut că scriu texte, stau pe vine acolo, căcănați, ce stau pe vine în porumb, aoleu, nu, ați văzut, mă ocup și de poliția animalelor, am și un câine, un cățel, trebuie să apar, nu se poate, n-am timp și nu vreau. Du-te, matale, duceți o onoră. Păi s-a dus ăla. Doamne ferește! Deci din aceasta este, așa am ajuns la planul ăla, da? Și nu s-a întâmplat nimic, nici n-avea. Deci planul ăla a scris Cora Montan, pe Cristoiu Blog, nu? A zis inițial că, deci inițial era așa, cred că a fost pe 25 iunie, într-o lună să fac planuri mai mici. Programe. O lună. Cât acum, mă, suntem în septembrie. 25, 95 iulie, una, 25 iulie, nouă, doi, trei luni. La un moment dat a venit Claus Iohannis, conferință de presă. Astăzi au venit la mine cei de la guvern și mi-au spus că lucrează. Adică era ca la școală. Doamna învățătoare, domne, uitați, mă doare burta. Nu. Scriu bine cu creionul. Planuri. Pentru că ele nu au nicio legătură cu România reală. Cu România reală. Eu poate am mai povestit, mă repet că sunt bătrân, când eram la supliment, avem o mare problemă cu poezie despre tovarășa. Despre tovarășa. A tovarășul o mai cârpeam noi, că mă rog, și chiar și scriitorii găseau ei ceva acolo în activitatea lui, nu știu, independența față de Moscova, nu știu, reabilitarea trecută, găseau. A tovarășa nimic. Și cel care ne salva era Vadim Tudor. Tudor venea cu o pagină întreagă de poezie, cu plicul, nu venea la mine. Nu, nu, nu. Redactorul și poftiți. Ce vreau să faci internetul probleme. Nu s-a oprit. A, o fi din cauza asta, am făcut așa. Ce pomnești că internetul când faci așa, se oprește internet. Ar fi culmea. Bun. Și mai de tot. Pac, pac, n-a venit nicio problemă. Le luai, le dai la tipar, să trăiți. Era redactorul și mă chema, domnul. Arșu Cristoiu sau Jacu, mă rog, cum mă spunea el, uite, păi, bine. Și când le citeam înainte la publica, simțeam nevoia să merg pe jos până în centru, din cal la Casa Scântei. Așa de frumoasă era România, numai din tot. Așa și proiectele astea. Tot îți vine să mergi pe jos, adică și totul e frumos. Și cum era planul ăsta de reziliență? Și vor veni trenuri de bani, trenuri vor opri aici, se va face o gară specială. Eu cred că trebuie să tragem o cale ferată până la guvern. Vorbesc, deci în timpul războiului, până la spitalul militar central, în timpul comunității, era o cale ferată. Duceau răniții, pac, direct acolo, de la Cotul Donului. Acum, de la Bruxelles, ne trebuie o cale ferată directă până la Palatul Victoria. Pac! Banii vor fi descărcați de Ludovic Orban împreună cu Violeta Alexandru și cu Anisie și cu Vela, dacă își poate permite, și iată vor veni banii.
Nu știu cine e Dumnezeu, mă tot caută. Da. Ei, și am hotărât eu, ca să închei tot eu această discuție, să stau de vorbă cu de ce am citit regulamentul. Care pagina? Păi imaginați, are. Uite că am cheltuit o grămadă pe imprimantă. Noroc că imprimanta mea trage pe pagină și pe verso fără aprobarea mea. Mare pagină, adică m-am trezit, pac, 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 bă, zic, gata, uite, mi-a făcut economie de hârtie. E din imprimantă care a zis, bă, Cristos a consumat prea mult hârtie, hai să-i o trage și ăsta cum să-l dai să sacrifici atâtea. Deci, aici sunt pe pagină și pe alta. Imprimantul a fi zis, bă, ăsta Cristos e nebun, cum să tragă mă pe o singură pagină, să-i cheltuie vreo 50 de pagini, foi de hârtie, pe o asemenea prostie, trageți pe o parte și pe alta. Cred că o următoare imprimantă, dacă era mai inteligentă, trăgea și peste ea. Și bă, oricum nu contează. Este ceva. Nu a reușit să înțeleg. Oricum, după ce, cum am zis, după ce eu, Cristoiu, am citit regulamentul ăsta, am zis, Doamne ferește, să nu cumva să fiu copil, să nu cumva să fiu profesor. Că potrivit acestui regulament făcut pe hârtie, v-am mai spus, copilul este copilul. Că și ăla de clasa 9, 10, copil încă. Este nici robotul, nu e așa. Adică este nici trupele de comandă, știți? Adică în care trebuie să fie așa. Pisoi nu mai spun. Oricum nu poți să-l ții. Bun. Și atunci am hotărât să stau de vorbă nu cu politruci, ci cu oameni care răspund. A fost, și am avut așa, marți 1 septembrie 2000, ești voi cu președintele Consiliului Național al Elevilor. Miercuri 2 septembrie 2020, Iulian Cristache, președinte al Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți Învățământ Preuniversitar, și Alina Geamănaru, inginer, care era șefa unui grup, ceva ca apărat, cu aloca apărat copii. Inginer într-un sat, inginer de forat, sau oricum inginer. Joi 3 septembrie 2020, Nicoleta Pintelie și Florentina Dănilă, învățătoare, una din ea și una și profesoară la Liceul Pedagogic din Botoșani. Deci, ca să vedeți ce interesanți au fost la Iulian Cristache și la Alina Geamănaru și la Nicoleta Pintelie și Florentina Dănilă, am zis câte o jumătate de oră. La fiecare am câte o oră. Extraordinar. Deci, prima concluzie. Deci, acești oameni nu sunt politruci. Nu mai suport. Nu mai suport dialoguri cu politicieni și nu mai suport talk show-uri. Slavă Domnule că Alep televiziunea lui Sârbu Nuaș. Nu mai văd, nebunesc, când îi văd pe acolo la antenă, stau unul în fund, tac, tac, ies în picioare, moderatoare și poetă, ăla de la PNL, ăla de la PSD, oh, sunteți ticăși. De ce eu fi invitat, nu pot să-mi dau seama. Plătesc. Eu m-aș enerva dacă aș fi moderat. Băi, de la PNL, băi, de la PSD. PSD, bă, va conveni că a ieșuat moțiunea de cenzură. Și guvernul PNL, la, domnule, încă o dată, va conveni? Nu, și guvernul Ticălos. PNL, domnule, cum e cu domnul Bode, care a făcut un accident, nu, a luat-o pe contrasens, da, și a făcut un accident, nu grav. Păi, pe ăla, pe Oprea, l-a lăsat afară. Și e la fel, era pe bancheta din spate, ba chiar Oprea nici, stați să ne lămurim. Deci în cazul lui Bode este de 1000 de ori mai grav, pentru că el era în mașină, în spate, și vedea că nu era tâmpit. Vedea cum mașina aia în care era el o ia pe contrasens. Păi dacă eu sunt șofer, da, și merg cu soția, da, ea nu știe să o conducă și ca orice om care nu știe să conducă, are impresia că e mai bună decât mine. Fiecare spune, le condu-o. Și vezi, bătrân, șofer vechi, da? Și să zice că lumea, păi ea zice, băi, ești nebun, trage pe dreaptă, și mă dau jos, cum adică, intre pe contrasens. Așa și la asta. Deci, la Oprea chiar a fost mai puțin vinovat, pentru că la Oprea era cu antemergător, el era în mașină și pe ăla, antemergătorul ăla, șeful echipajului, zice, o să meargă mai repede. N-a zis,
n-a văzut oprea când ăla mergea repede. Ăsta a văzut încoate, era în mașină, trebuia să demisioneze imediat și și ăla de la SPP. Pentru că când ești în mașină și ai șofer, îi spui, bă, nu, oprește-te. Nu, el a zis. Și vine mie Klaus Iohannis și îmi spune că, oh, no, de ce? Devine infrastructură. Bravo, mă! Păi și în București de vină era o groapă. Chiar că a fost groapă. Că la, dacă era pe vremea, dacă domnul Oprea avea fericirea să fie ministrul lui Iohannis, Iohannis spunea, domnul, era o groapă. Nu, uite, prima concluzie pe care tragem în București sunt prea multe gropi. Din cauza PSD-ului. Bun. Deci am zis în acest sens, nu îi mai suport. A fost o încântare pentru mine, recunosc. Dați-vă, sunt bătrân, am luat sute de interviuri. N-au turuit, n-au făcut politichie. Rareș, voi cu clasa 12 a bate orice politician. Cunoaște administrație locală. Am văzut și tip care mi-a scris în timp ce vorbeam că dacă nu critică puterea, nu e adevărat. Dacă era, bătea câmpii, îl întrerupea. Că nu mă vedeți pe mine să nu întrerup, indiferent cine o fi. Și dacă este Napoleon I, al treilea, nu știu dacă îl întrerupeam. Bun, sau țarul. Și pe Lenin. Pe Stalin nu, că mă întrerupea el. Bun. Bun. Iulian Cristache este, deci, părinte de copil, nu știu pe unde, nu mă țin, Teleor, nu mă țin minte pe unde era. Alexandria, nu știu, pe undeva, nu e unde în București. Bun, cu observație, cu școala, cu ăla, cu copiii, cu ăla. Alina Geamănaru, nu mai spun. Hai, dă mine, chiar îmi pare rău că ar fi trebuit să-i propun, la urmă, să facă așa și un fel de tabletă în fiecare zi seara, cum are și Adriana Balint. Deci, foarte bun, observație extraordinară, nu că observație nu numai în legătură cu învățământ, observație plină de conținut, bă, dacă oamenii ăștia, Nicoleta Pintilie, frumentele, a fost o încântare, am stat câte oră cu fiecare, observații la Florentina Dănilă despre liceul pedagogic, că vin numai fete, că, cum să zic, că cu părinții mai tineri sunt tare încântați de învățătoare tinere. Da, dar până la urmă una mai bătă, foarte bună. Constat încă o dată că noi avem o presă de rahat, adică am înțeles ce se ocupă de Clanul Dudeniu și Vale Vigelii, mă, dar nu știu, TVR-ul, avem TVR care nu depinde de stat, nu depinde de bani, de trade. Chemați-i pe ăștia, stați de vorbă, să vezi ce observații. Deci principala concluzie a celor cu care am stat de vorbă este că între ce scriu ăștia, Anisie și Orban și Iohannis, și în realitate este o prăpastie. Doamna Alina Geamănaru a spus că cei care au făcut acest regulament n-au văzut în viața lor un copil, nici în poze. Nicoleta Pintilie, Florentina Dănilă, la fel, au zis așa, băi, oameni buni, în realitate e altceva. Cum să ții, știi că fii atent aici, că copilul, hai să luăm copii, nu știu, hai să luăm, că amândouă erau, am discutat situația cu clasa a doua, a treia. Deci copilul ăla e trepit, nici câine dresat nu ești. Deci zice așa, intră în clasă, da? În clasă n-are voie profesoara să apropie de el, învățătoare. Și vorba doamnei Florentina de, bă, dar îi se rupe creionul, e copil, îl doare burta, plânge. Nu, Doamne, mai, în pauză, deci vorba, doamne, încă o dată, concluzia acestor oameni este următoarea. Începe școala și copiii merg fizicește la școală, nu ca să învețe, adică, ci ca să învețe școala, adică, să, deci, școala nu e un vorba, cum a zis mă, Claus, voi livra.
Unde livra, parcă era la el, la online, venea ăla de la cu pizza. V-am livrat o pizza. Deci nu era ideea de livrat, că până la urmă mai găsesc ăștia pe internet sau online. Nu, problema era că, de exemplu, copiii vin la școală, unul, ca să socializeze, copiii mici, ca să se bată, o să râdeți, ca să se trântească, să se hârjonească, au energie, simt nevoia, își văd prietenii, de-aia profesoara, păi spunea doamnele astea, păi cum eu dacă am mască la copilul de a întâia, de a doua, de a treia, sau la... păi mască, părinții nu au mască, ei trebuie să am față, trebuie să vor, deci ei merg la școală de dragul, pentru că mai degrabă nu mai merg, pentru dacă măsurile care se iau sunt atât de fără nicio legătură cu realitatea. Și că la, în pauză, în recreație, care se ia pe rând, adică te întoarce în clasă și nu spune așa, școală, la școală. Ta, 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 rup, în coridor, au plecat ăia, da? Și că la școală, cu învățătoarea și profesoara, te zicea, spune, bă, fii atent aici, nu te apropia de el, de ce dracu iesem în pauză? Să fumezi o țigară? Și la corporatiști, când ies în pauză, nu știu, stau de vorbă, când omul, copilul, nu știu dacă și pisoi, sunt făcuți să se socializeze, să stea de vorbă. Și cum se... Eu vă spun, au făcut asta pe hârtie. Într-o noapte, au făcut acum, fără nicio legă, au zis, băi, se pune și noi acolo, noi luăm măsuri, la o adică, plus că doamnele învățătoare au pus o chestiune. Ele, cadrele didactice, deci la asistente, ălea, brancardiere acolo, spor mare, costume, măști, păi da, ei la ăia care se, când sunt cu bolnavi, măcar știu că sunt bolnavi, da, se protejează și nu, din coacenii nu știu că sunt bolnavi. Poți să trăiești fertul în cadrele didactice, se pot îmbolnăvi. Sunt de dimineață până seara. O nebunie, au dat o nebunie. O nebunie. Deci, în toate aceste discuții, din aceste zile, toată lumea m-a nebunit cu protecția. Nu, e și protecția, dar și se duce la școală pentru ce? Mai degrabă nu se mai duce. Dacă el, nu mai spun de o chestie, deci a te duce la școală, a fost nici pentru mine, deși am fost un elev fruntaș. M-a enervat la școală. Da, păi cât sunt? Ei, după ce că de-abia te duci la școală, că, aoleu, te stai în bancă, cu dare, mai vine și la școală, te să la toaletă nu te poți duce chiar dacă te trece, da? Decât cu profesoară. Când treci și îl vezi pe ăla, tu mergi pe un culoar, îl pe un culoar. În recreație nu faci nimic. Când la în clasă n-ai voie să te ridici, să te scoli, nu știu cu tare, n-ai voie să te înghiontești, păi și atunci de ce s-a dus la școală? Deci, profesoara și învățătoarea are mască, nu poate comunica. Copiii au mască, da? Nu pot comunica. E comunicarea aia, că e învățătoarea, e blajină, zice, păi, nu poate comunica. Mască. Așa. După asta, copiii nu pot să folosească școala, în sensul de să se hârjonească, să se întâlnească, să se îmbrățișeze, să se pupe. Păi, mai degrabă nu se mai duc. Pentru că el poate să iasă de la școală și să se ducă să fumeze cu, dacă e mai așa, mai cu alții, că nu-i contează, pe când la școală toate astea. Deci au făcut un regulament tipic. Politrucior, nu PNL. A, politrucior, poate. De ce? Bă, face și nu regulament. La o adică, băi, noi am făcut. L-au dat pe 1 septembrie, da? Se decide de-abia pe 10 septembrie în ce categorie intră o școală, da? Doamna Dănil a pus o problemă fundamentală, avem nevoie de personal ajutător. Aia unde spunea la Botoșani, au cantină, au internat. Și că, dumne, dar cum vor dormi în internat? Și că patru în cameră. Și cu distanțare. Păi nu e problema că dorm în aceeași bucă. E ca în familie. Și bă, zice, suntem unui bolnav și ne distanțăm. Cum? Păi eu cu nevastă mea dorm la vreo 2 metri. Păi până în aceeași cameră. Și nu zice la internat. Bă, zic, da, o mască? Nu zice la internat. Patru în cameră, nu trebuie să poarte mască, dar
Vom face în așa fel încât vor fi o distanță între ei. Adică, Doamne, Maică, Doamne, ce monștri au făcut aceasta? Nu vine să cred, nu vine să cred. Și aici, concluzia tuturor acestor oameni care ne trebuie este următoarea. Faptul că a fost alegerea noastră e un dezastru. Cea mai mare nenorocire pentru această țară. Ne-a prins în pandemie și cu alegeri, cu preocupările ăstora, să fure, să aibă alegeri cu tare și bun. Însă, cea mai importantă concluzie a acestei discuții este că totuși, cum dracu mă de avem oameni atât de buni și nu se naște nicio revoltă? Vorbesc serios, e care asta de vorbe, o conștiință. Cu fiecare care stă de vorbă în parte, e strălucitor, are observații foarte bune, are contribuții. Ei nu ajung în politică, deci nu înțeleg cine ajunge dracul în politică, numai tâmpiți, că niciunul din ăștia n-a ajuns în politică. Elevul Rareș Voicu era politician, mai bun decât Anisie. Fiecare din ăștia care stă de vorbă e mai bun decât Anisie și decât premierul. Oameni raționali, fără politică, cu soluții, cu ăla, cunoscând legile, ăla, cu... Bun, bun, o încântare. Stai de vorbă cu, nu știu, cu ăsta, cine, nu Rafila. Tătaru, Ludovic Orban, ăla, Aurescu. Lemnănoase, niște ciumeți, habar n-au, politruci. Bun, am terminat cu asta. A doua. Adrian Sârbu a lansat o televiziune, Alef. Fiind și eu gazetar pe acolo și având, mai ducându-mă pe la Mediafax, toată lumea, foarte mulți îmi scriu, mulți sunt dezamăgiți, alții întrebări. Deci, țin să precizez următoarele. 1. Nu sunt implicat cu nimic în proiectul lui Adrian Sârbu. Spun asta nu ca să mă disociez, pentru că nu sunt. La această televiziune și la trustul, relația mea cu Adrian Sârbu este următoarea. Este o relație pornită, ca să, acum să spun și pe gură, ca și, este o relație pornită foarte simplu. Eu, până a intra Adrian Sârbu la pușcărie, n-am colaborat cu el. N-am avut treabă cu ProTV, nu am făcut gândul, n-am făcut ca CTP să iau 1 milion de euro, să fac un ziar gândul și apoi mă duc și mi-l cumpără Adrian Sârbu și eu iau paralel și după asta, adică n-am pomenit să faci, păi fac și eu acum un ziar, 2 zile, peste 2 zile, păi nu îmi dă 1 milion de euro, mi-ar conveni din punctul ăsta. Bun, deci n-am avut nicio treabă. În momentul în care el a intrat la, nu știu, arest preventiv, așa, era ziua lui de naștere și ticăloșii aia de la gândul, niște ticăloși, niște porci și de la ProTV, oameni pe care i-a făcut, repet, nu cu mine, n-am nicio treabă, n-am avut nimic, 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 deci până decenii întregi, când era ProTV, nu, a fost ministru în 90, guvernul român. N-am avut nicio treabă. Bun. Și atunci m-am enervat. Bă, stai bă puțin. Bă, omul ăla la pușcărie. Bă, ori ai lucrat cu el și vii și spui acum, bă, am fost un porc și un prost, nu știam, ori dacă ai lucrat cu el și nu ți-ai dat și nu ți-ai dat demisia când ți-ai dat seama că e corupt, îl aperi. Cum a făcut e foarte bine de la Antena 3, ce vă spuneți? Dacă Gâdea și Badea s-ar fi desolidarizat de Voiculescu, mi s-ar părut că ar fi fost niște porci, pentru că ai lucrat cu omul respectiv, ai mâncat cu el, i-ai zis să trăiți sau bine, ce mai faceți, ce vă face francezul. Și deodată când ajunge la pușcărie, nu mai cunoști. Atunci îl cunoști, atunci e chestia aia în care ești tare, în care ești al dracului, da? Bun. Și atunci am scris eu un articol, bă, porcilor, bă, stai puțin, Adrian Sârbu este totuși ce a făcut în televiziune, ce am făcut eu în presă. A făcut ProTV-ul, a revoluționat televiziunea din România. Bun. Nu știu, e vinovat, nu e vinovat. Bun, și atunci el mi-a trimis un e-mail, tare, din pușcărie și așa l-am încurajat, este foarte bun publicist. Vă spun cu asta, l-am încurajat, domnule, zic, i-am spus mereu. Mie nu-mi plac ideea, imaginea de patron care nu e și luptător gen Sheikaru, adică sau Stelian Popa, nu scrie. Bun. A făcut.
Și la un moment dat am avut nevoie să fac o, să-mi public cărțile undeva, m-am luat tot felul de tâmpiți, să scriam cartea, da? Și m-am zis, nu, la anul, bă, stai puțin, că am terminat cartea. Plus că aveam nevoie de o editură care să mă bată la cap. Pac, pac, pă, dă textul. Și am făcut cu el o editură, Mediafax, am fost de acord să numească Mediafax, 50-50%, am publicat cărțile mele, public, tot încerc să termin asta cu Revoluția, țin în loc, da? Bun. După asta am avut o emisiune Gândurile lui Cristoiu la Mediafax și un contract potrivit căruia editorialul meu este preluat de pe Cristoiu Blogro, preluat de agenție și apoi vândut site-urilor care sunt abonate la Mediafax. Acum, la această televiziune, nu m-a întrebat, n-am stat de vorbă cu el niciodată, nu m-am vărât. Când m-am dus pe acolo, i-am văzut făcând cu tare. Cu singură dată am discutat, era ideea de că generația asta nu prea se pricepe la știri. Nu m-a întrebat niciodată, nu acum n-a zis după ce a lansat-o, am și o rugăminte, uită-te la... Nu. Nu spun ca să... În sensul că n-am nicio intervenție. Dacă aveam, spuneam. Mă rog. Care e colaborarea mea în afară de editura Mediafax? Este următoarea. Deci, avem în fiecare duminică, cu excepția acestei duminici, că nu poate să fie moderatoarea, nu eu, Gândurile lui Cristoiu, am făcut un pilot ca să dau din casă cum ar veni. Am făcut observația că era, eu ședeam pe scaun, ea pe scaun și am zis lui Sârbă, domnule, că s-a făcut după asta o analiză. Mașinărie bună are. Cu toți, a pilotului, a exercițiului. Și am spus, domnule, eu vreau un picioare, statul jos, la mine sunt mai multe etape, statul în fotoliu mă distruge. Devin leneș și pe scaun. O, că stau în picioare, n-am ce face nicum. Și atunci s-a convenit pe ideea că poate sunt bătrân și nu pot să stau în picioare și poate nici moderatoarea nu poate, atunci să stăm pe niște scaune de bar la o masă. Gata. Deci am făcut observația asta, că trebuie mai multe imagini, avem videohol, o să ducem, da? Bun. Și asta a fost discuția. După asta, editorialul este preluat în continuare, urmează ca pe la prânz să înregistrez că el și-a păstrat și aici pe Nicolae Iorga studio, trec strada, mă duc acolo și Gabi Antoniu îmi pune o întrebare din editorial și eu trebuie să răspund într-o oră jumate, într-un minut jumate, smart. Am făcut câteva exerciții, m-am încadrat, perfect. N-am depășit nici măcar cu o secundă, a fost sub. Și apoi o dă pe televiziune și a lui și a face trimitere la editorial. O idee. Bun. Care e părerea mea? M-am uitat și eu. Nu am nicio părere. Adică toți ăștia care dau cu părerea le spun următorul lucru. Când am făcut evenimentul zilei, în ziua aia, mereu am spus, Cârcioc care avea boala sindrofilor, a făcut nu știu pe unde, pe habar n-am mai, pe Herăstrău, pe acolo, din ele, le-a dat chiftele, au venit toți ăia, Tinu, de la Bocanu, ne-au mâncat chiftelele. Eu am rămas în redacție, că nu-mi plac sindrofii, nu-mi plac lansările, și m-au trimis ăia, s-au trimis primele numere, la 5, 6, 7, da? Oh, când au văzut aia CTP-ul, un rahat, Tinu, oh, nu, așa ceva, nu va rezista, suntem bucuroși. Într-o lună am mâncat, într-o lună nu mai știa Tinu cum să ne mai imite, nu mai știa ăilalți cum să ne imite. Deci, nu pot să spun nimic. Atâta îmi dau seama, neavând nicio implicare, că această televiziune se adresează unui public smart pe telefonul mobil. Este formatul telefonului meu, dacă ați văzut, nu sunt planuri depărtate. Și sunt în așa fel. Deci, Adrian Sârbu știe el ce știe, deci tot ce văd unii și zic că e improvizație, nu e improvizație, e o școală. Că și la noi, la evenimentul zilei, când dădeam alea, titlurile alea mari, mai țineți minte, și caracterul ăla mare, 12, bă, zice, ăștia n-au știri. Nu!
făcea parte dintr-o concepție potrivit care trebuie știri scurte, titluri tari și că omul să citească. Nu are timp, nici atunci. Bă, zic, eu aveam și o idee. Bă, zic, trebuie să dăm niște titluri încât când unul merge cu tramvaiul și trece pe la, în fața unui chioș, la chioșcul ăla este afișat evenimentul zilei din ziua aia, zic, aoleu, ia uite-mă ce titlu, bombă la Casa Poporului. La prima stație cobor și mă duc și iau ziarul. Asta era, să se vadă, să-i vân în cap, da? Nu era, nu ținea de improvizație. Bă, am câștigat pariu. Pariul lui este pe un alt public care se uită pe telefonul mobil. Nu știu, poate îl câștigă. Ce vreau să spun este că e un pariu, e un studiu foarte bine făcut, e o gândire cu tare, da? Nu pot să spun acum nici că va fi un succes, nici că va fi un succes, că nu știu. Cum am mai zis, telespectatorii, pisoii și alegătorii, habar n-am, nu știu, întotdeauna pentru mine sunt un mister. Când zici că-i da lovitura, ne-ai da lovitura, când zici că, aoleu, ce dezastru va fi, nu va fi dezastru. Singura mea observație este că ar trebui un pic să mai umbl la content, la știri. Da, toate exercițiile astea de 3 luni, că, probabil că au fost să se încadreze. Ați văzut, el când îl deschizi, intră pe telefonul mobil. Eu cred că este nevoie la ora actuală, eu cred în continuare, e un alt public. Eu nu mă uit la televizor. Și eu mă uit pe ăsta. Ba chiar nici măcar nu-l mai desfac. Eu zice, bă, trebuie să-l desfac. Ăla, da? Uite așa. Nu, până la un moment dat, atât de tare mă plictisesc, zic, chiar mă, n-avem timp. Tânăra generație nu are timp și oameni că n-au, uite, bă, la pac, pac, pac. Știi, repede, pac, consum, ăsta. Și probabil că se uită și la imagine, nu știu. Păi, din punctul de vedere, nu m-a pronunțat. 3. Dacă vă uitați cu atenție, dacă vă veți uita cu atenție, veți observa la ora actuală în România un război, da? Un război declanșat de un domn numit Zuckerman, da? Uite câte ori și că mi-a trimis asta. Deci, s-a făcut un proiect de lege potrivit căruia, nu știu, Huawei-ul va ieși din... va fi scos pentru că așa vor americanii. 1. Dacă vă uitați, Cristoiu Blog nu are reclamă cu Huawei, da? Nu are. Le-am spus încă o dată, un cablu dacă îmi dați, deși am și o Huawei și un vor chiar am avut nevoie în cablu, vă dau chiar în cap. N-am nicio treabă. N-am nicio treabă, am făcut un interviu din primul rând, că sunt și eu curios cum e această tehnologie și doi de-al dracului. De când și până când vin nou americani, ne dictează ce să cumpărăm noi. Da, ne dictează, nu, decât să vină să ne dea despăgubiri. Și că nu, voi face ce vrem noi și voi să fiți mândri că... Da, zău, adică ești mândru că tu faci poștă cu mine. E mândru, bă, nene, bă, ți-a tras o soldatul american, nu e soldatul sovietic. Ce spui, mă? M-am plictisit. Ce soldatul american? Unul tuns cu... Aici e și un bou. Mâncător de hamburger și din ăla. Ce, nu vă uitați acum că sunt mari tipi. Adică de ce pușcașul marin american este superior profesorului militar de la noi? Că el e american. Așa și turcii erau superiori pe vremea lui Suleiman, ăsta, gheaurilor. Bun. Însă, deci, dar ce m-a surprins, dacă ați observat, toate site-urile care înjură, sunt cu americane, au reclamă la Huawei. Eu n-am nicio treabă de pun. Deci pot să spun în cunoștință de cauză. Acest domn, Adrian Zuckerman, paranteză Zaharescu, ambasadorul SUA. Eu dacă aș fi acum la democrație, în congres, l-aș ancheta urgent. Și vă spun și de ce. Omul ăsta și-a făcut din povestea, din scoaterea Huawei din joc, o chestie personală. Nu urma faptul că s-a dus și face presiuni și bate cu pumnul în masă și la ministerie și la ăla și la ăla. Și ăla, da, și scris. În momentul a scris 20 de pagini. Bă. O să ziceți, bă, e politica lui Trump. Nu e adevărat. E un bandit, încă o dată. Vă spun de ce. Ia uitați-vă aici.
în raderea Huawei nu America. Că, dacă observați, nu raderea Chinei, Huawei. Păi de ce Huawei? Că în timpul ăsta vin tot felul. Lenovo merge, telefonia Huawei merge. Nu, au o singură chestiune. Antenele Huawei. Antenele. Deci n-am auzit până acum, spune, doamne, nu e voie nici telefoane, că și cu telefoane ne-ar putea spune. Bun. În raderea acestei, a concurenței întruchipate de Huawei cu antenele de 5G, este o companie numită Cisco, Commercial and Industrial Security Corporation, conglomerat multinațional și lider mondial în domeniul IT, specializat în realizarea rețelelor de securitate cibernetică. Kushner, ginele lui Trump, a sifiliticului, este cel care e legătura între administrație și donatori. Și el a și susținut candidatura, da? Pentru funcție. Eu am auzit și alte lucruri, dar trebuie să verifice că băiatul Zuckerman al nostru, Zaharescu, are niște afaceri. Deci nu este, deci încă o dată, bătălia lui împotriva Huawei depășește cu mult granița unui ambasador. El profită de faptul că ai noștri, ăla, șepcuță ăla de la Cotroceni, auleu, a venit ambasadorul american. Și ambasadorul american e un bandit, are un interes, da? Bun, foarte bine, nu, sigur că o să câștige interesul lui, că ăsta se duce. Deja Grindeanu a zis că el nu demisionează de la Ancom decât când rezolvă. Domnul Grindeanu, nu face mișto de noi. Ca să puteți să faceți, să stați la Ancom în perioada în care se dă licitația, înseamnă că proiectul ăsta de lege trebuie să treacă de Parlament. El nu poate trece decât prin asumarea răspundere. Înseamnă că Matale știe, vorba lui Bogdan Neacu, va fi asumarea răspundere. Și eu sunt cu românii, nu cu chinezii. Și vă spun și de ce. Am luat ăsta, da? Foldul, da? Că era mai bun decât Samsung. Ei, Samsung-ul a lansat acum și deja e precomandă Foldul Samsung, dar doi. Deci Samsung-ul a făcut prima dată el. Nu, prima dată au făcut ăștia, da? Telefonul ăsta care se desface, da? Te înțelegi, da? Are și asta, până la urmă am aflat că pot să dau prostia asta, ce dracu. Pelicula asta. Bun. După asta au venit Samsung-ul și au făcut Fold 1 și eu am avut de ales între Fold 1 și Huawei și am ales Huawei că e mai bun. Ei au lansat deja și e precomandă Fold 2, care e mai bun decât Huawei ăsta. Am înțeles că... Deci eu să cumpăr Samsung. N-am nicio treabă. Eu vreau un singur lucru. Sunt cetățean al lumii libere și vreau să cumpăr ce e bun. Nu ce îmi spune mie Zaharescu, Zuckerman, care are el un interes. Nu. Fac ăia antene bune. Le luăm pe românii, da? Avem interesul, da? Să fie ieftine și bune, da? Care e afacerea cu americani? Trebuie să-mi spune și mie. Acum vorbesc serios, după bune, că doar și de cine ne apără americani? De ruși. Hai, lasă. Că rușii n-au altă treabă decât să ne atace pe noi. V-am așa dat o treabă, să spun. Aoleu, și o să vină aia cu tancurile. Domnul președinte. Al treilea război mondial va fi cu pac-pac. Și doi, nu consumă aia motorina acum. De ce să cucerești România? Vă rog să-mi spune și mie. Eu sunt Putin, da? Belarus, Rusia acolo, Moldova, interes, am graniță, Ucraina, sau nu? Și România, e la mama dragă, e dincolo și de acolo cucerești și cu ea. Că o cuceresc cu tot cu români. Oleu, m-am și grijă de români. Lasă-mă, nu, de n-ai nicio interes. E o prostie asta, că de membrii NATO, dacă vin aia cu tancurile astea, se activează articolul 5. Nu, să ne înarmăm și ne apără americanii de ruși. În ce sens ne apără? Adică rușii zic, ba, nu ne legăm de România și nu intrăm cu tancurile că vin americani. Încă că nu vor să intre. Sigur, n-am nicio îndoială, ca și chinezi, au o mașinărie, au o agendă de influență și să vă spun un lucru. Nu Sputnik. Dați-mi serios să spun. Organul de, nu, organele de propagandă, alea serioase, ale rușilor.
păpușilor sunt alea care înjură păruși. Adică, păcuvoanii, nu știți câte. Și la un anumit moment dat, organul ăla, da, zice, așa, la un moment dat, dă știrea pe care o vor. Nu spun, nu-i face propaganda rusă. 3. În legătură cu asta. Deci am citit povestea cu Navalny, știu mai multe lucruri. Hai să vă spun următorul. Deci acest domn Navalny era vlogger. Blogger, nu liderul opoziției ca Nemțo, că pe ăla l-au belit cecenii. Bun. El, lui scăzuse foarte mult ăsta în timpul pandemiei și vă spun, în timp la Habarovsk erau demonstrațiile. Demonstrațiile alea nu sunt pentru democrație. Acolo e un miliardar. Deci Putin are deja o mare problemă cu miliardare. Deci la ruși, bă, adică la ruși oligarh rus, când zici oligarh rus, oligarh, nici oligarh român, deci oligarh rus ăsta. Eu v-am zis, am o carte, o să vă prezint odată de a unii canadiene, cum să zic, adică un, nu știu, era ceva cu, nu știu, un bacșiș cât secolul. Au împărțit Rusia aia, de-abia așteptat să cadă comunismul. Bun. A venit Putin și a pus la punct de la KGB cu tare, cu tare. A crescut alte generații. Oi, noi, fiilor, aoleu, care zice, bă, Putin, noi chiar n-avem voie să furăm. Și e un oligarh în Siberia. Și, mă rog, nu știu. Și el a finanțat toată demonstrația, că n-are nicio treabă cu... Cum adică să face o demonstrație că de ce l-a arestat pe oligarhi? Ca și cum ar fi la noi demonstrație zi și noapte că de ce l-a arestat pe Liviu Dragnea. Măi, eu n-am auzit așa ceva. Adică poți face că l-a arestat-o pe modelul, top modelul, pe fata aia, pe oligarh. Bun. Navalny dădea pe blogul lui foarte multe lucruri despre corupția din Rusia. Și erau date de Putin, de KGB, de unde dacă avea el date... Că, dai seama, e Rusia, date că ăla, că de fapt ăla a furat. Și acum s-a dus acolo, la Omsk, să afle date, să verifice date despre coruptul ăla, miliardarul ăla, de nu s-a dus în favoarea demonstranților, împotrivă. Și eu nu cred încă o dată, eu nu cred încă o dată că cineva, că KGB-ul l-a otrăvit. Și de ce să-l otrăvesc? Că mai oameni buni. Eu v-am mai spus, în Rusia, ca și la noi, nu te sotrăvești pe nimeni. Și ce? Scrie pe blog. Și Rusia e 250 de milioane. A, pericolul pentru Putin, este un mare oligarh, mai mulți oligarhi, un șef de la KGB, unul din guvern. Scrie pe blog. Aoleu, ce scria pe blog și rușii dureau un cot. Beau vodcă în Siberia. Asta înțelegi, da. Așa. Deci, asta este. Și că o trebuie. Și ce mi-a plăcut mie este că l-au otrăvit cu aceeași substanță ca și aia la Londra. Asta deja pute. Adică, aia de la KGB. Băi, oameni, băi, vă știți ce-i FSB-ul? Adică, aia nu-i securitatea noastră și nici serio. Adică, ei au zis, bă, nu avem nici decât o travă ca și la ăla. Hai, mă, și stați să ne pun cu o dată. La Boris Nemțov era, ieșise de la hotel, eu trăsese la Gagica și nu știu, l-au împușcat în plină Moscova. Adică de ce trebuia să-l otrăvească la o ceainărie? Și cu aceeași o travă cu care a fost otrăvit ăla că, la Londra. La Londra e explicabil, nu erau dizidenți. Erau niște tipi de la servicii care trecuseră dincolo, așa fac și americane. Băi, alu! Păi la american, când treci dincolo, când defectezi, la rus sau la soviete sau la chinezi, te așteaptă glonțul, nu glonțul. Te așteaptă o travă sau îți rup piciorul sau cazi într-un canal, ce dracu. Adică eu să-i lăse. Și e bănesc că asta au fost. Zic, bă, ăsta nu știu ce vrea, are niște timpul. Nu știu, atunci când ai niște... Deci, serviciile, când apelează la mijloace extreme asasinare, înseamnă că e ultimul mijloc și că e atât de important încât îi pun în balanță. După ce avem Navalny moare și iese scandal sau are o informație care nu trebuie să ajungă atât de importantă încât merită scandalul.
Să avem niște informații încă o dată. Deci, nu era general FSB să treacă dincolo și acolo aveau informații din una care știi cum e. Atunci, trebuie să-l omori. Că... gata. Așa că am încheiat. Vă mulțumesc. La revedere!